Un șofer din Constanța cere în instanță daune morale în valoare de 30.000 de euro pe RCA după ce a fost implicat într-un accident cu alte 4 autoturisme. Bărbatul își justifică solicitarea prin faptul că procesul de recuperare după incident a fost anevoios. În acest caz, instanța a decis că îi se cuvin daune morale, însă în valoare de 15.000 de euro. Și iată că totuși asigurarea RCA are un rol mai vital decât am crede în astfel de situații. Despre toate acestea discutăm chiar acum pe larg cu doamna Ioana Culachi, avocat. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața, vă mulțumesc și pentru invitație. Întâlniți, iată, multe astfel de specii în care păgubiții cer daune morale în urma accidentelor și cam câte sunt câștigate în instanță? Întâlnim foarte multe astfel de situații în care persoane care sunt devinovate sunt implicate în accidente rutiere, care se soldează din nefericire cu consecințe deosebite pentru sănătatea lor. Vorbim de vătămați gravi și foarte gravi. Majoritatea astfelor de cazuri se soluționează într-un mod favorabil de către instanțele de judecată, pentru că acești oameni, așa cum am spus și anterior, sunt implicați fără să aibă nicio vină în astfel de accidente, iar vătămările suferite sunt dintre cele mai grave în anumite situații. Ce trebuie să știe șoferii, care le sunt drepturile, ce ar trebui să ceară, iată, în instanță și cam câți bani pot obține în astfel de cazuri, pentru, precum cel, iată, menționat anterior, ce acoperă mai exact RCA, pentru că, din câte știam noi, acoperă strict pagubele acestea materiale, dar iată că se pot obține și despăgubiri morale. Se pot obține și despăgubiri morale și despăgubiri materiale. Aici v-ați referit în principal la șoferi, dar aici depinde de circunstanțe, pentru că putem discuta despre un șofer nevinovat care, bineînțeles, va avea dreptul la obținerea despăgubirilor și putem discuta și despre șoferul vinovat de producerea accidentului, care, evident, nu are dreptul să primească despăgubiri, ci va răspunde penal în fața legii pentru fapta pe care a săvârșit-o. De asemenea, au dreptul la despăgubiri, așa cum am spus, nu doar șoferii, ci și cei care au calitate de pasager sau pieton, care au fost accidentați fără să aibă vreo culpă în procesul accidentului. Asigurarea RCA acoperă atât despăgubirile morale, cât și despăgubirile materiale, în funcție de cum sunt dovedite în cadrul dosarului. Ceea ce este foarte important, pentru că am înțeles că subiectul în această emisiune se referă în principal la persoanele vătămate, deci la cei care suferă vătămări corporale grave și foarte grave, este foarte importantă o noutate legislativă, Ordinul 1/2022, care a fost adoptat în toamna anului trecut de către Ministerul Sănătății și de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care se stabilește o procedură de calcul a punctajului traumatologic. În funcție de acest punctaj și instanțele de judecată, iar asigurătorii pot să fie obligați să acopere acest prejudiciu pentru corporal. Mulțumim tare mult, doamna avocat, pentru toate aceste informații și pentru intervenția în jurnal.